bucur că discursul meu vine după discursul Roxanei, pentru că dacă la prezentarea Roxanei despre râs v-ați pregătit să râdeți, la mine sper să vă dați drumul la râs. Și astăzi am descoperit care sunt câteva dintre cheile, de fapt cele trei chei, care deschid mintea și sufletul unui public. Sunt foarte curios, cine de aici consideră că este important să cunoști ce își dorește publicul înainte să vii în față? Cine consideră că nu e important să cunoști și că e mai bine să improvizezi? Și cine nu are nicio părere? O persoană foarte celebră a spus la un moment dat o frază care a rămas memorabilă. Și spunea el în felul următor: în viață există trei lucruri importante. Trei lucruri. Petrolul, oțelul și cunoașterea. Astăzi vom adăuga un pic la cel de-al treilea, la cunoaștere. Și eram aici acum o lună, aproximativ o lună, la masa aceea, la masa magică, și mă aflam cu Alina, care m-a întrebat la un moment dat: măi, Paul, tu ai mai multă experiență în public speaking, spune și mie, din experiența ta, care ar fi un lucru de care trebuie să țin cont atunci când vorbesc în public? Spun un lucru, un lucru. Știam, m-am uitat la ceas, știam că mai am 10 minute până când trebuia să plec, ca să ajung la o altă întâlnire. Și primul meu instinct a fost: măi, Alina, nu există un lucru, există 1000 de lucruri. Dar cum de multe ori e bine să faci, mi-am oprit primul instinct și m-am gândit eu, care ar fi esența, care ar fi un lucru cel mai valoros? Și am împărtășit acest lucru. Cele trei chei pe care eu le-am descoperit că publicul și le dorește. Și cum am descoperit aceste lucruri? Păi mi-am luat toate feedback-urile, mi-am luat vreo 1000 de foițe de feedback de care aveți voi pe masă și le-am luat la analizat. Pe fiecare dintre ele, să văd ce anume se repetă, care sunt acele lucruri care se repetă. Și am văzut că sunt trei care aproape în fiecare discurs erau acolo, erau prezente, oamenii le vroiau de la mine. Și pe acestea trei vreau să le împărtășesc cu voi. Dar înainte să vi le spun eu, ca să fie mai interesant, haideți să mi le spuneți voi. Și vă rog să formați grupuri de două, maxim trei persoane. Și să faceți asta acum. Grupuri mici de două, maxim trei persoane. Când ați format aceste grupuri, că nu am spus să începeți, eu v-am spus să formați grupurile, după ce ați format aceste grupuri, vreau să împărtășiți în grupul vostru care este acel lucru pe care voi îl vreți ca o prezentare să-l aibă. Deci un lucru pe care voi vreți ca o prezentare să-l aibă. Și aveți 45 de secunde pentru acest lucru. Bun, cele 45 de secunde au trecut și haideți să vedem câteva răspunsuri. Care este acel lucru pentru voi pe care îl vreți de la o prezentare? Te rog, Ștefan. Umor, ok, primul lucru, te rog. Interacțiune, implicarea publicului, te rog. Emoție. Ok, deci a fost un lucru spus în patru fraze. Autenticitate, emoție, idei valoroase și experiență personală. Te rog. Foarte frumos spus. Să ne învețe ceva într-un mod distractiv. Te rog. Dezvoltarea subiectelor. Să fie simplu. Foarte frumos. O să ne oprim aici pentru că nu mai avem timp.
Însă, aceleași lucruri pe care le-ați spus voi, le-am descoperit și eu. Și, ca să vedem care sunt cele trei lucruri, o să mergem mai repede. Primul lucru pe care l-am descoperit este umorul. Adică să fie hazliu. Sau cum îmi place mie să zic, să aibă simțul hazului. Unul din cei mai tari speakeri, cei mai renumiți din întreaga lume, Tony Robbins, a spus la un moment dat în felul următor. Majoritatea oamenilor preferă să fie amuzați decât educați. Majoritatea oamenilor preferă să fie mai mult amuzați decât educați. Ăsta este unul din cei mai buni speakeri din lume. Și cei mai mari de altfel, adică are vreo 2 metri. Peste 2 metri. Apropo, știți care este cel mai vizualizat video de pe TED? TED Comunitatea Global. Speech-ul lui Sir Ken Robinson, care are 15 milioane de vizualizări. Următorul are 10 milioane. Este și unul din cele mai amuzante videouri de pe TED. Știți care este cel mai vizualizat video de pe YouTube? Gangnam Style, care a depășit de curând 1 miliard și 500 de milioane de vizualizări pe YouTube. Este și unul din cele mai amuzante videouri de pe YouTube. Acum ceva timp, de fapt vreau să citez pe una din persoanele celebre de la Speakers Arena. Ion, Mogos Ion, care a venit acum 4 sau 5 luni și a ținut discurs la prima ediție în care s-au oferit premii. A fost această votare și s-au oferit premii pentru cel mai popular speaker. Și el a ținut discursul, a câștigat premiul, a fost și singura ediție în care s-a oferit diplomă. N-am înțeles de ce, dar a fost singura. Mulțumim că ai recunoscut. A venit în față și a zis celebrele cuvinte. De fapt, nu sunt celebre, pentru că probabil nu le-a reținut nimeni, dar eu le-am reținut. A zis în felul următor. Toți cei care ați vorbit astăzi, ați fost foarte buni. Eu doar am fost un pic mai amuzant. Și avea dreptate, pentru că el a făcut un speech de stand-up comedy, adică el n-a dat nimic valoros, nicio informație relevantă pentru noi, ci doar ne-a făcut să râdem. Și a fost votat cel mai bun speaker. Majoritatea oamenilor preferă să fie mai mult amuzați decât educați. Și asta vrem și noi. E o nevoie a noastră profundă. Bun, cel de-al doilea lucru face parte din categoria New Age, din categoria cum e bine să faci în noua generație. Și anume, interacțiunea. De ce este pentru voi atât de importantă interacțiunea? Și te rog pe tine, Dragoș, să zici că tu, chiar tu ai spus acest lucru, implicarea publicului. Ok, să fii important și să fii parte din discurs. Mai avem și alte răspunsuri? Te rog. Că și mai puțin. parcă nu simți ca și când îți vorbește. Te rog. Frumos spus. Ce-am descoperit eu este că în vechiul model de vorbire în public puteai să ai un discurs superb fără să interacționezi. Puteai până să și citești discursul și să ai un discurs memorabil. În noul model, în era Facebook-ului, în era telefonului mobil, în era calculatoarelor, aproape că nu mai ai voie să nu interacționezi. Aproape că nu mai ai voie să nu interacționezi. Prezentarea e nevoie să fie ceva, cum ai spus tu, Dragoș, pe care o creăm împreună. Adică voi nu sunteți acolo niște statui și ar merge exact la fel de bine dacă sunteți sau nu. Nu, prezentarea mea, eu am nevoie de voi ca să fac prezentarea. Nu merge fără voi. Și e ca un joc de ping-pong. Adică eu dau, voi dați. Eu dau, voi dați. Voi dau, voi dați. Așa, ca un joc de ping-pong între noi. Bang, 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 bang. Stephen Covey, te rog.
Stephen Covey, celebrul autor The 7 Habits of Highly Effective People, a spus o vorbă memorabilă și vă rog să veniți un pic mai aproape ca să auziți acest adevăr extraordinar. Spunea el în felul următor: fără implicare nu ai dedicare. Fără implicare nu ai dedicare. Dacă eu nu vă implic în prezentarea mea, voi nu o să fiți dedicați să faceți ceea ce eu vă recomand să faceți. Fără implicare nu am dedicare. Adevărat sau adevărat? Aleluia! Bun. Iar cel de-al treilea lucru vine din categoria: bă, dar eu cu ce plec acasă? Am venit, m-am distrat, ne-am simțit bine, dar eu cu ce plec acasă? Dăm ceva. Și anume informație utilă și relevantă. Un lucru pe care ca speaker nu vrem să se întâmple e ca o persoană din public să se ducă în pauză și să vorbească cu altcineva: băi, l-am ascultat pe Paul ăla, e amuzant, e fan, e simpatic. Da, și ce-i reținut? Are papion, da. Îi stă bine. Habar n-am. Nu, noi vrem ca oamenii din public să fie ambasadori ai mesajului nostru, să ducă mesajul mai departe, ca piatra pe care o alunci în lac. Să ducă mesajul mai departe. Și de aceea e nevoie să transmită informație utilă și relevantă. Sunt curios, câți dintre voi ascultați acest post de radio, YFM? Cine ascultă acest post de radio? Nimeni? Deci nimeni nu ascultă? O persoană. Două persoane. Nu vine să cred. Vreau să vă spun că fiecare dintre voi ascultați acest post de radio. Sunteți acordați la acest post de radio chiar și în acest moment. Pentru că YFM vine de la What's in it for me. Ce câștig eu din acest lucru? Ce e relevant pentru mine? De ce să-mi pese mie? Și asta e un lucru, e probabil lucrul esențial. Are sens ce vă zic? Cartea lui Dale Carnegie spune o frază uimitoare. La un moment dat, Dale s-a dus la pește. Și lui place foarte mult ciocolata și înghețata. Însă și-a dat seama că printr-un motiv absurd, peștilor nu le plac ciocolata și înghețata și le plac viermii. Așa că în loc să pună în undiță ciocolată sau înghețată, nu știu cum pui în undiță înghețată, poate găsea o metodă, a pus vierme, pentru că asta vrea publicul. Bine, eu nu o să pun vierme pentru că asta vreți voi. Pun niște înghețată. Bun, trei lucruri marșilate pe care aproape orice audiență le dorește. Vi le mai amintiți? Sunt simple. Care sunt? Umor, interacțiune și informație utilă și relevantă. Care ar fi ordinea acestora, ca importanță? Care ar fi ordinea? Mai să mai dau un click. Da, mulțumesc. Una lângă alta, toate trei. Depinde de public. Dacă m-ați fi întrebat în urmă cu două luni această întrebare, v-aș fi spus că aceasta e ordinea. Umor, interacțiune, informație relevantă. Dacă mă întrebați acum, vă spun răspunsul care răspunde la 99% din întrebările legate de public speaking. Depinde de context, depinde de public. De obicei nimeni nu merge până la capătul Bucureștiului, unde țin Dragoș și Liviu seminarele, seminarul cel mai bun eu și seminarul Trezește banii din viața ta, ca să râdem. Mai bine ne uităm la o comedie acasă, mergem pentru informație care e utilă și relevantă pentru noi. La Speakers Arena, aceasta este ordinea. Din analiză, din număr, din cifre. Interacțiunea poate fi prima? În ce caz? Că știu și eu că poate fi prima. Poftim? Când vorbești în public, mă refer. La școala de teatru. Lucrează cineva cu copii?
ce se întâmplă când nu interacționezi cu copiii pentru un timp mai îndelungat? Răspunsul e de obicei destul de simplu. Te mănâncă de viu. Te cam mănâncă de viu, dacă nu le oferi și lor cuvântul și oportunitatea să vorbească. Cum puteți să folosiți aceste trei lucruri? Foarte simplu. Cum le folosesc eu? Le folosesc ca un checklist mental. Are prezentarea mea umor? Bifat. Are prezentarea mea interacțiune? Bifat. Are prezentarea mea informații utile și relevante? Bifat. Dacă da, atunci e un speech bun. Trebuie să mă duc pe scenă ca să aflu dacă e foarte bun, excelent, extraordinar sau wow. Însă știu de acasă că e bun. Și nu pentru că aș fi eu un speaker extraordinar, ci pentru că e un sistem care funcționează. Sunt trei lucruri simple. Că spunea cineva că își dorește simplitate. Sunt trei lucruri foarte simple pe care fiecare dintre noi le dorim. Și faceți checklist-ul ăsta acasă, înainte de prezentare. Are prezentarea mea umor? Și apropo, nu trebuie să fiți o persoană amuzantă ca să faceți o prezentare cu umor. Există metode prin care puteți să adăugați umor la prezentare. Are prezentarea mea interacțiune? Da. Are prezentarea mea informații utile și relevante? Da. Atunci o prezentare bună. Atunci o prezentare bună. Vă spuneam la început că sunt trei lucruri importante în viață. Petrolul, oțelul și cunoașterea. Astăzi am adăugat un pic la cel de-al treilea. Numele meu este Paul Ardeleanu și vă doresc să descoperiți plăcerea de a vorbi în public. Mulțumesc mult!